vreau să scap de ridurile de pe frunte și atunci prima dată și prima dată vreau să relaxez puțin fruntea și atunci o să fac în felul următor. Îmi intercalez degețelele, le pun în vârful capului, aplic o ușoară presiune, fără să renunț la presiune, o să mișc mâinile stânga-dreapta și practic o să simt că se mișcă scalpul. Deci nu mișc degetele peste păr, ci mișc scalpul. 10 ori stânga-dreapta, 10 ori față-spate. Și apoi mă mut pe frunte și voi face același lucru. Stânga-dreapta, față-spate. În felul ăsta, fruntea mea va fi relaxată și pot să trec să scap de ridurile de pe ea. Îmi fac mâinile pumni, aplic presiune pe mijlocul frunții, apoi glisez spre lateral, spre tâmple. Fac lucrul ăsta de 5 ori. Un exercițiu ca să scăpăm de ridurile din jurul ochilor. O să fac ochii mari, fără să ridez fruntea, dacă se poate. Ca și cum ar deranja o lumină foarte puternică sau ca și când vreau să văd ceva care este scris foarte mic. Fac ochii foarte mari și apoi îi mijesc doar partea de jos. Nu clipesc, nu închid ochii, ci mențin mijit. Când avansăm, putem să trecem la mijit activ. Deci îi fac mari și apoi fac așa. E greu. Știu, este foarte amuzant, dar este eficient. Da. Mari și mijești. Îți dai seama cum ar fi să stai în metro și să-ți faci exercițiile astea? Știi că n-ai apucat să le faci acasă. Și te uiți așa în față. Și în fața ta e un bombardier. Și tu te uiți așa la el. Deci. Și ăla zice, ce faci, mă, te uiți la mine așa? Ce e cu mine, mă? Păi tu te dai la mine? Nu, 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 îmi fac exercițiile de yoga. N-am apucat să le fac acasă. Și să vezi cum îți transformă ăla și nasul și fața și ochiul. Uite, așa se face ochiul. Să ridicăm puțin colțurile gurii, poate vreți, să părem mai tineri și mai veseli. Ia să vedem. Trebuie să scot limba și să o plimb dintr-un colț central cu al gurii. Ia, stai. Zâmbind. Ia. Ia uite, Dragoș. Tu de ce nu vrei să încerci asta, Dragoș? Țin foarte mult la ridurile mele. Problema e că întotdeauna e tu încerci să le faci ceva și strici altceva. Eu, de exemplu, asta când am zâmbit, am simțit cum am făcut riduri pe frunte. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Și noi. Am o părere. Pot să o spun și vreau să o spun neapărat despre genul ăsta de informație care e foarte interesant pentru noi femeile, dar cred că nu și-are loc aici, la România au talent. Părerea mea este că tu, prin simpla prezență din preselecție de aici, ți-ai asigurat, cum să spun așa, curioșii care te vor căuta și te vor întreba ce anume, cum se va face. Adică cred că ți-ai atins scopul cu această prezență în preselecții. Nu e un spectacol. Și eu vreau să-mi justific X-ul. X-ul nu este față de ce faci tu. Ci pentru locul meu aici. Ci pentru partea de show a momentului tău. Da. Adică faptul că tu vii cu o alternativă care cred că funcționează, că altfel n-ai fi aici și n-ai arăta așa la 50 de ani. Faptul că tu vii aici și vorbești despre alternativa la operații estetice peste operații estetice, botoxuri și transformări de-astea spectaculoase, exact despre asta e vorba, mi se pare foarte mișto. Da, nu te supăra. Aici trebuie să fie show, aici trebuie să ții spectatori, aici trebuie să transmiți emoție și X-ul meu, încă o dată, este pentru asta, nu pentru ceea ce faci. Mulțumesc! Da? Poate că n-a transmis ceva spectaculos, dar Ana Maria crede în roadele antrenamentelor sale. Fascinată de sănătate și frumusețe, a primit deja o a doua tinerețe cu ajutorul Face Yoga. Vă mulțumesc frumos! Și noi frumos!